Pur și simplu cu voi pe noi a venit. Pe mine m-a spus să fac pe ușa de la centrală de-a mișta afară. M-a băiat, el m-a salvat, că oricum nu m-a mai fost salvat, sincer. Comuna Ocoliș, aproape 48 de ore de la potop și nicio casă nu a scăpat fără pagube majore. Cel puțin două sunt distruse complet. Oamenii sunt încă șocați, merg pe străzi printre ziduri dărâmate, acoperișuri puse la pământ și nu știu cum și cu ce să înceapă. Când a văzut cum se apropie de case apele învolburate, învățătoarea din Ocoliș a crezut că acolo își va găsi sfârșitul. Deci a fost o bucătărie, aici acasă unde locuiam, aici au fost o șură. Am văzut că a venit pârâul ăsta foarte mare, zic, se oprește. Și când am văzut că vine apa prin spatele casei, atunci ne-am panicat, ne-am sus și ne-am urcat în pod, că bărbatul meu e mai fricos. În câteva minute, casele s-au umplut de apă și a fost distrus tot ce era mai de preț pentru acei oameni. Autoritățile de la București au mers din casă în casă să vadă dezastrul. Să vă faceți o idee cam ce forță a avut. Este un miracol că nu avem victime. Putem să dăm ajutoare fără să mai avem o nevoie de o ședință de guvern, ceea ce înseamnă după ce primim raportul de evaluare, oamenii vor începe să primească susținere financiară. Militarii și jandarmii rămân în Ocoliș și în celelalte localități afectate ca să ajute cu tot ce pot. Viitura a distrus și podul din sat, dar le-a adus un copac pe care oamenii pot trece de pe un mal pe celălalt. Am prins pe el niște lețe, și o balustradă, ca să putem să ne ținem, să trecem. Dacă nu era ăsta? Dacă nu era ăsta, nu aveam acces de trecere. 11.500 de gospodării din zona munților Apuseni au stat fără curent electric în ultimele zile.